rog să deschideți Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 15. Vom medita în continuare pentru un scurt timp în această seară la acest pasaj. Așa cum știți, duminică seara este timpul nostru în familie, timpul nostru dedicat rugăciunii, timpul în care putem ca să venim înaintea Domnului cu mulțumirile noastre, cu nevoile noastre, cu cerințele noastre, timpul în care putem să ne susținem în rugăciune unii pe alții. Am văzut în Ioan capitolul 15 faptul că mlădițele adevărate sunt păstrate în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt care se întâmplă în comunitatea credincioșilor. Și acesta este unul dintre instrumentele prin care această păstrare, această curățire se produce. Este timpul de rugăciune prin care mădularele trupului, mlădițele adevărate în Hristos, veghează unii asupra altora, se susțin unii pe alții în rugăciune și în felul acesta ne primim creșterea necesară, ne primim curățirea necesară. Și în această seară vrem ca să facem exact acest lucru și vreau ca să fiu cât se poate de telegrafic și să fiu mai mult, prin cuvânt, un îndrumător pentru timpul nostru de rugăciune, mai ales că versetul la care vrem să privim în această seară vizează exact acest subiect al rugăciunii și cred că ne va călăuzi în a avea câteva motive concrete de rugăciune, fiecare pentru noi personal și pentru noi ca și biserică. Și aceasta vreau să facem în seara aceasta. În timp ce călătorim prin acest text și vedem acest mesaj care cred că este prezent aici, care este transmis de Domnul Iisus ucenicilor despre rugăciune ca și un instrument pentru păstrarea lor și curățirea lor, vreau ca și noi să ne atașăm de aceste motive de rugăciune și după aceea să punem în practică, să venim înaintea Domnului și să ne rugăm cât de mulți dintre noi dorim în rugăciuni scurte, în așa fel încât să împlinim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne poruncește și ne învață. Versetul la care mă refer este versetul 7. Nu am să recapitulez ceea ce am parcurs până în acest moment. Cred că este încă proaspăt în mintea dumneavoastră. Dar în versetul 7 avem această promisiune, această afirmare care, dacă este luată din context sau este doar pur și simplu citit, așa, versetul 7, este una fenomenală și fantastică. Și mai ales mă refer la porțiunea unde Domnul Iisus spune: cereți orice doriți și vi se va da. Da, ce minunat ca să ți se facă o asemenea promisiune. Într-un fel, pare ca să fie un cec în alb. Domnul Iisus spune: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Și vrem să ne uităm în această seară la această promisiune al Domnului Iisus, pentru că este într-adevăr una extraordinară. Când Dumnezeul întrupat îți spune: atunci cereți orice doriți și vi se va da, cred că vrei să înțelegi la ce se referă și vrei ca să beneficiezi de această promisiune. Da? Dacă cel mai bogat om din lume ți-ar spune atunci când se îndeplinesc aceste condiții: cerem ce vrei tu și îți voi da. Dar dacă Bill Gates ți-ar spune ca să-i cer ce vrei tu, ce-ți taie ție cap, cu siguranță ai începe să-ți faci o listă ca să-i adresezi, pentru că știi că are resursele necesare ca să împlinească acea cerință. Da? Când Dumnezeul întrupat, când Domnul nostru Iisus Hristos, Cel prin care totul a fost creat, Cel prin care totul este susținut, vine și face o asemenea afirmație, noi ca și ucenicii Lui vrem ca să înțelegem despre ce este vorba, ca să beneficiem de această promisiune extraordinară. Da? Vrem ca să înțelegem pentru că este o încurajare extraordinară pentru noi, care trecem prin tot felul de probleme, ca să știm că putem ca să mergem înaintea Domnului cu cerințele noastre. Și să știm că Lui pasă, că El poate, că El ascultă și că El va răspunde la aceste cerințe. Și este extraordinar de important ca să înțelegem această promisiune,
Pentru că este o afirmație care este deseori abuzată și răstălmăcită de falși credincioși, de oameni care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu, că sunt învățători din partea lui Dumnezeu, dar care de fapt sunt falși, care de fapt nu-L cunosc pe Domnul Iisus, care de fapt nu sunt ucenicii Lui și se folosesc de această afirmație, o răstălmăcesc spre propriile lor scopuri și foarte mulți credincioși, între ghilimele credincioși, îi urmează și foarte mulți adepți a lor cad în aceste capcane prin care cred că este un cec în alb în care să-ți împlinești orice dorință carnală a ta, orice poftă pământească a ta și nu înțeleg contextul în care această promisiune este dată și scopul cu care această promisiune este dată. Într-un oarecare fel, vrem să răspundem la această întrebare. Care este rugăciunea la care Dumnezeu întotdeauna va răspunde afirmativ? Care este rugăciunea la care Dumnezeu va răspunde întotdeauna pozitiv? Care este rugăciunea care Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm? Da? Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem răscumpărații lui Dumnezeu, noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. El este Domnul nostru și pe noi ne interesează împlinirea voii Lui în toate lucrurile. Inclusiv când ne rugăm, noi nu vrem să ne rugăm ce vrem noi, între ghilimele. Noi vrem să vrem ce vrea El. Noi vrem să dorim ce dorește El. Noi vrem să cerem ce vrea El pentru noi, ce ne-a poruncit El pentru viața noastră. Noi vrem ca să fim aliniați cu inima lui Dumnezeu. Noi vrem ca să fim aliniați cu gândirea Domnului Iisus Hristos în tot ceea ce facem, inclusiv în rugăciunile, noastre. Da? Noi nu vrem ca să cerem ce ne taie capul sau ce ne îndeamnă firia, ci noi vrem să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, ca toate cerințele noastre, ca toate rugăciunile noastre, ca să fie după Cuvântul lui Dumnezeu călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem trebuie ca să fie prin Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să cântăm Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie ca să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie ca să trăim Cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie ca să ne rugăm Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care este deseori apreciate și deseori este semnalizat de cei care ne vizitează este felul în care rugăciunea se desfășoară la noi în biserică. De exemplu, mulți oameni au remarcat că atunci când în biserică, musafiri, da? Chiar și slujitori care ne-au vizitat, atunci când în biserică, în timpul rugăciunii, cineva mai zice câte o greșeală. Se întâmplă, suntem oameni, greșim, da? Adică zice un lucru care nu este în concordanță cu Scriptura. Poate cere un lucru sau afirmă un lucru în rugăciune, da? Când vorbești, greșești, asta este normal. Dumnezeu ne primește inclusiv rugăciunile noastre imperfecte prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Luați consolare în acest lucru. Nu vei avea niciodată o rugăciune desăvârșită. Dar rugăciunea ta, așa cum este ea slăbuță, așa cum este ea de multe ori eronată, așa cum este ea poluată de gândirea ta păcătoasă, de firea ta păcătoasă, de carnea aceasta în care te afli încă, și aceea este spălată și primită în mod desăvârșit în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și mulți frați au remarcat, frate, am observat că atunci când cineva, poate că era un musafir, poate că era cineva care, așa cum mai zice fratele Andrei, măi, ai dat-o slab, care au dat-o slab în acea rugăciune, biserica tace. Nu afirmă nimeni, nu spune nimeni și acel frate sau acea soră sau acel musafir nu ar trebui să fie jignit sau să fie supărat, ci ar trebui să înțeleagă că în acel moment nu s-a rugat, probabil, conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați ca să afirmăm orice rugăciune. Noi nu suntem chemați ca să spunem amin la orice rugăciune. Noi nu suntem chemați să ne susținem reciproc în orice cerință. Ba chiar câteodată poate suntem chemați ca să ne mustrăm pentru cerințele păcătoase ale noastre. Să ne mustrăm pentru atitudinile noastre. Să ne disciplinăm unii pe alții și să spunem, măi, frate Cristi, am observat că tu te rogi pentru lucrul respectiv, dar s-ar putea ca problema să fie altceva. Să fie că dorința ta
nu e bună. Sau fratele Cristi să se sizeze la mine că este nevoie de o schimbare în gândirea mea, de o schimbare în rugăciunea mea. De aceea rugăciunea în comun este așa de importantă și de aceea este așa de important să ne rugăm într-un fel în care putem să ne susținem. De aceea Apostolul Pavel ne spune că trebuie să ne rugăm în așa fel încât să putem spune amin la rugăciune, la rugăciunile fraților noștri. Este nevoie să putem să le auzim, da? Pentru cei care aveți tendința să vă rugați în biserică, cum vă rugați în cămăruța voastră, scopul rugăciunii este ca tot să audă. Ridicați glasul, nu fiți timizi. Nu este un act de smerenie să te rogi în așa fel încât nimeni să nu vă audă. Dar Dumnezeu oricum vă aude și dacă vă rugați în gând. Scopul rugăciunii în comun este ca fratele tău să audă, fratele tău să proceseze ceea ce ai spus și să se unească cu tine în rugăciune, zicând amin, da? Da, așa să fie, să ceară împreună cu tine. Sau să nu zică amin, dacă este o rugăciune la care nu trebuie spus amin, da? Vrem să răspundem la această întrebare. Care este rugăciunea la care Dumnezeu întotdeauna va răspunde pozitiv? Rugăciunea care va fi ascultată de Dumnezeu. Și cred că acest răspuns are două componente. Și cred că aceste două componente se regăsesc în textul nostru și vreau să stăm foarte aproape de text, nu să ne plimbăm peste tot în Scriptură. În primul rând trebuie să vedem rugăciunea cui va fi ascultată. Da? În primul rând, răspunsul acesta are componentul persoanei care adresează rugăciunea. Promisiunea aceasta nu este făcută oricui. Promisiunea aceasta este făcută ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Și cred că, prin urmare, și nouă ca și ucenici este aplicabilă dacă înțelegem contextul ei. Rugăciunea cui va fi ascultată este prima întrebare la care trebuie să răspundem. Și textul nostru face lucrul acesta cât se poate de clar. Având două condiții și după aia o concluzie a acestor două condiții. Și anume, dacă, prima condiție, rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. Deci două condiții care definesc felul, genul de persoană, persoana la care se adresează această promisiune, atunci, dacă aceste condiții sunt adevărate despre tine și despre rugăciunea ta, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Prima observație este că această promisiune este adresată unei persoane care este caracterizată de două lucruri. În primul rând, este o persoană care este cu adevărat și rămâne cu adevărat în Hristos. Ca tare, cei care vin și pronunță această promisiune, dar nu se află nici măcar cu adevărat în credință, nu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, nu au nicio treabă și niciun drept ca să-și asume aceste cuvinte, această promisiune a Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, este vorba de o persoană în care cuvântul lui Hristos rămâne, în care cuvântul lui Hristos locuiește. Cuvântul acesta rămâne, rețineți, că are o conotație de odihnă, de a locui, de o dependență totală, de rădăcini care sunt acolo. Este o odihnă totală. În cazul acesta se referă la faptul că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în noi. Nu este doar un musafir, n-a trecut doar printr-o ureche și a ieșit prin alta și cuvântul lui Dumnezeu a permeat, ne-a saturat întreaga ființă, a luat rădăcini acolo și a dat rod, a încolțit, a dat rod și pur și simplu ne-a modificat gândirea, ne-a modificat simțurile, dorințele noastre. Este această persoană care este o persoană în Hristos și care este o persoană care este total transformată de cuvântul lui Dumnezeu, care atunci când adresează o rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos, este ascultată. A doua observație este, așa cum ziceam, că această promisiune este valabilă doar atunci când aceste condiții sunt îndeplinite. Atunci când este vorba de o persoană care este în Hristos cu adevărat, care rămâne în Hristos, care este dependent de Hristos și în care cuvântul Domnului Iisus Hristos locuiește și în care cuvântul Domnului Iisus Hristos modelează acea persoană, atunci
Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, atunci această promisiune este valabilă. Așa de mulți oameni care nu sunt în Hristos sau în care nu locuiește din belșug cuvântul lui Hristos, pretind a invoca această promisiune ca și fiind pentru ei. Așa de mulți oameni care nici nu sunt credincioși sau așa de mulți oameni care sunt imaturi în credință și se roagă după poftele firii și se roagă în necunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, pretind că această promisiune este valabilă lor. Așa de mulți oameni care cer lui Dumnezeu lucruri care sunt interzise în cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri care sunt blestemate prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ei le cer și se bazează și mizează pe faptul că Hristos le-a promis că dacă ei cred cu adevărat, vor primi orice. Această promisiune a Domnului Iisus Hristos este condiționată de aceste două condiții. O persoană care este cu adevărat în Hristos și o persoană în care cuvântul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în mod real, transformativ, în așa fel încât, evident, va impacta și rugăciunile acelei persoane. În al doilea rând, care sunt rugăciunile? Dacă aceasta este persoana, așa arată persoana care trebuie să meargă înaintea lui Dumnezeu și va beneficia de această promisiune, care sunt rugăciunile? Ce fel de rugăciuni sunt întotdeauna ascultate și răspuns la ele în mod afirmativ din partea lui Dumnezeu? Cred că avem mai multe indicii în acest text, aș enumera 6 sau 7, care ne arată felul de rugăciuni care sunt întotdeauna răspuns la ele în mod afirmativ. Prima, rugăciunile care caută să proslăvească pe Dumnezeu. Rugăciunile care caută să aducă slavă la adresa lui Dumnezeu. Rugăciunile care caută mai întâi slava lui Dumnezeu. Rugăciunile care cer lucruri pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Cei mai mulți oameni nici nu realizează faptul că următorul verset spune în felul următor: Tatăl meu este proslăvit prin aceasta. Promisiunea rugăciunii și proslăvirea lui Dumnezeu sunt foarte strâns legate în gândirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune ca să cerem orice în versetul 7, dacă suntem în El și dacă cuvântul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și în versetul 8 ne arată că motivația trebuie ca să fie proslăvirea lui Dumnezeu. Și este logic că în persoana în care Hristos locuiește și în care cuvântul lui Dumnezeu este prezent și lucrător, dorința acelui om va fi întotdeauna ca Dumnezeu să fie proslăvit. Știți foarte bine rugăciunea Tatăl nostru din Matei capitolul 6, versetul 9 și 10. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea începe cu o preocupare asupra lui Dumnezeu, cu o preocupare ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit, să fie proslăvit, să fie arătat ca și fiind deosebit. Și doar după aceea ajunge la nevoile noastre spirituale și fizice. Preocuparea credinciosului întotdeauna trebuie ca să fie proslăvirea lui Dumnezeu. Și rugăciunile care vin dintr-o motivație spre proslăvirea lui Dumnezeu și care vin cu cerințe spre proslăvirea lui Dumnezeu vor fi primite bine din partea lui Dumnezeu și vor fi primite cu răspuns afirmativ. 2. Rugăciunile care vizează rodirea noastră spirituală. Ne rugăm în mod inevitabil și până la urmă și Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm pentru noi. Dar pentru ce anume ne rugăm pentru noi? Pentru ce anume cerem? Ce vrem noi de la Dumnezeu când ne rugăm pentru noi? Dacă respectăm primul principiu și ne rugăm pentru slava lui Dumnezeu, chiar atunci când ne rugăm pentru noi, rugăciunile noastre personale, pentru nevoile noastre, vor fi radical transformate. Când ne rugăm, de exemplu, pentru sănătate,
Ne vom ruga pentru sănătatea fizică, dar vom fi mai preocupați de sănătatea spirituală. Cât de des ne rugăm pentru nevoile noastre spirituale? Pentru pacea noastră, pentru bucuria noastră, pentru liniștea noastră lăuntrică, pentru toate nevoile noastre spirituale. Ne vom ruga pentru belșug, dar ne vom ruga mai mult pentru belșugul duhovnicesc decât pentru cel material. Cu siguranță că nu uităm să ne rugăm pentru nevoile materiale și așa de puțin ne rugăm pentru nevoile duhovnicești. Suntem așa de săraci, spiritual vorbind, de cele mai multe ori. Și petrecem așa de puține minute în rugăciune pentru sărăcia noastră spirituală. Dacă ne-am face o analiză, o contabilizare spirituală și am constatat că avem deficit, cât de mult ne-am rugat pentru asta? Dar dacă ai merge acasă de seară și ai constatat că ești în gaură financiar, că nu mai ai bani luna asta să-ți plătești cheltuielile, că vine sfârșitul lunii și sunt facturi de plătit și tu nu ai de unde să le plătești. Așa că ar fi momente de rugăciune intense pentru sărăcia ta fizică. Dacă ai afla că ai o boală în trupul tău, așa că ai pogorâi imediat la genunchi, pe genunchi și ai începe să te rogi Domnului pentru vindecare și de fiecare dată când ai merge înaintea Domnului ai aminti despre suferințele tale și despre nevoia ta de vindecare și ai rugat pe frații tăi din biserică să se roage pentru tine și să persiste în rugăciune și când te-ai duce la medic le-ai aminti ca să roage pentru tine și când te-ai duce la operație ai cere ca biserica să roage pentru tine. Dar când ai boală în sufletul tău, unde-i stăruința în rugăciune pentru nevoile spirituale? Unde-i stăruința în rugăciune personală, familială, ca și biserică, pentru sărăcia spirituală? Rugăciunea care vizează rodirea noastră întotdeauna va fi bine primită de Dumnezeu și întotdeauna va primi un răspuns afirmativ. Cere și stăruiește pentru înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Cere un duc de dărnicie. Cere, vezi, încearcă. Stăruiește pentru 30 de zile, în fiecare zi. Doamne, vreau să fiu mai darnic. Vreau să dau până mă doare. Să vezi dacă îți răspunde Domnul, dacă te va lăsa, dacă te va împuternici să dai până te doare. Frate, nu știu dacă vreau să mă rog așa ceva. Că o să doară. O să ajung în sărăcie, o să ajung în belșug spiritual, dar sărac material. Cere dragoste pentru frați. Stăruie în aceste cerințe și eu vă garantez, în baza cuvântului, nu este o promisiune a mea personală, că răspunsul din partea lui Dumnezeu va fi pozitiv. Că Dumnezeu va asculta cu plăcere aceste rugăciuni și va răspunde în mod afirmativ. 3. Rugăciunile pentru putere ca să putem păzi poruncile Lui. Domnul Iisus spune în versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Toți ne dorim ca să fim în dragostea lui Dumnezeu și toți ne dorim ca să experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Dar cât de mult ne dorim și tânjim ca să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Frate, dar eu n-am nici dorința. Ce mai să cer puterea? Cere dorința. Cere voința ca să asculți de poruncile lui Dumnezeu. Cere o schimbare a inimii. Recunoaște faptul că nu dorești cum ar trebui să dorești. Și sunt convins că Dumnezeu va primi cu plăcere și va răspunde afirmativ la o asemenea cerere. 4. Rugăciunea pentru a spori în dragoste unii pentru alții, în dragoste pentru frați. Aceasta este porunca mea, spune Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Vă spun un eveniment din viața mea personală care m-a șocat și m-a zguduit într-un fel. Eram
în ultimele clipe, în ultimele momente la Biserica Speranța, înainte de decapitare, și eram într-una dintre puținele ședințe de comitet în care am avut harul de a participa în viața mea, slavă Domnului că n-am petrecut foarte mult timp pe la comitet, nici ca și membru în comitet, nici ca și invitat acolo. Ședința din asta lungă, de ore întregi, în care dezbateri și tot felul de... Și biserica era foarte, foarte tulburată, cum mulți dintre voi bine știți, și frații erau foarte supărați și era o lipsă de dragoste, era o lipsă de dragoste și între frații din comitet. Și zic, fratele, uite, propunerea mea, ca unul care cred și eu că-s călăuzit de Duhul Domnului, cum zice și Apostolul, și zic, propunerea mea e ca să avem timp de rugăciune și să ne rugăm, așa, cu subiect și predicat, unul pentru altul. Începând cu noi de aici, din comitet. Și după aia să ne rugăm cu frații, noi slujitorii, să mergem la ei, să ne rugăm cu ei. Și unul dintre frați s-a uitat la mine și eu? Să mă rog pentru tine? Niciodată! Noi acum putem râde și zâmbi. Dar în multe biserici sunt oameni care stau o viață întreagă, unii lângă alții pe bancă, în aceeași biserică, pretinzând că sunt frați în Hristos și au o asemenea atitudine spre frații de lângă ei. O asemenea dragoste pentru frați. Și poate și noi, la un nivel, la un alt nivel. Cu siguranță că nu ne-am iubit frații. Nu ne-am iubit unii pe alții așa cum ne-a iubit El. N-am fost dispuși ca să facem sacrificiul necesar. N-am fost dispuși ca să investim timpul, ca să lăsăm din partea noastră ce trebuie lăsat. Ca să-L privim pe cel de lângă noi mai înalt, mai presus decât noi. Un test ar fi foarte simplu. Când este ultima dată în viața ta de rugăciune, când te-ai rugat cu subiect și predicat, punctat, Doamne, dă mai multă dragoste pentru fratele Ciprian. Doamne, dă mai multă dragoste pentru fratele Iuliu, pentru fratele Sorin, pentru sora Suzy. Doamne, ajută-mă ca să privesc la frații mei cu alți ochi. Ajută-mă ca să-i văd prin prisma jertfei tale. Dacă am fi să fim sinceri cu noi, am vedea că în viața noastră de rugăciune se dovedește faptul că există o dragoste, o lipsă de dragoste de frați, așa cum ne-a iubit Hristos. Aia nu înseamnă că cineva are ceva cu cineva. Aia nu înseamnă că există ură. Aia nu înseamnă că există ceartă. Slavă Domnului că nu există. Sau cel puțin n-am auzit să existe printre noi așa ceva. Dar porunca Domnului Iisus Hristos nu este ca nimeni să n-aibă nimică cu nimeni. Să aveți relații cum au cei din lume. Să fiți civilizați printre voi. Nu. Asta este porunca pentru noi vis-a-vis de cei de afară. Cât ține de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Cât ține de cei dinăuntru, porunca este să ne iubim unii pe alții așa cum Hristos ne-a iubit. Și s-a dat pe sine pentru noi. Nu există dragoste mai mare decât aceasta, spune Domnul nostru Iisus Hristos, ca un om să moară pentru prietenii lui, pentru frații lui. Porunca este ca să ne iubim așa cum El ne-a iubit. Și lucrul acesta începe din viața noastră de rugăciune. Ce minunat ar fi ca să facem o țintă personală, ca să ne rugăm pentru mai multă dragoste între frați în biserica noastră. Nu așa general. Să-ți propui: săptămâna aceasta vreau să mă rog pentru acești frați, pentru relația mea cu acești frați. O să vezi că acțiunile tale se vor schimba când te rogi pentru acei frați. O să vezi că o să-ți vină prin gând să-i mai suni. O să-ți vină prin gând să-i mai întrebi de sănătate. Să petreci timp cu ei. Cinci. Rugăciunea pentru mai multă, pentru o deplină bucurie în Hristos.
Domnul Iisus spune în versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Știți ce? Trebuie să sesizați aici. Aceste lucruri include această promisiune ca să cerem orice, dacă suntem în El și dacă cuvântul Lui locuiește în noi. Adică, ce Hristos ne spune aici este că El ne-a spus aceste lucruri, ca înțelegând aceste lucruri, ca făcând aceste lucruri, bucuria noastră să fie deplină prin El. Provocarea pentru noi este foarte simplă. Ești fericit? Ai o bucurie deplină? Te rogi pentru asta. Te rogi pentru fericirea ta. Te rogi pentru bucuria ta. Vrei ca să experimentezi bucuria deplină care vine prin Hristos? Toți ne rugăm pentru lucrurile care ne produc bucurie. De aia ne rugăm pentru ele. Doamne, aș dori lucrul acesta. Doamne, aș dori să fiu promovat la servici. Aș dori ca să mă pot duce în concediu undeva. Aș dori. De ce ne rugăm pentru el? Ne rugăm pentru ele pentru că acele lucruri ne-ar produce bucurii. Nu toate sunt păcătoase, nu toate sunt nici măcar materiale. Ne rugăm pentru copiii noștri, ne rugăm pentru multe lucruri care până la urmă ele sunt motive de rugăciune pentru că acele lucruri ne produc nouă bucurii. Dar bucuria supremă, ne spune Domnul Iisus Hristos, bucuria deplină este bucuria Lui. Și este această bucurie la care suntem invitați de Domnul nostru Iisus Hristos. Și întrebarea este, ne rugăm pentru ea? Ne luptăm pentru ea în rugăciune? Cerem acest lucru? Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea această bucurie? Îl rugăm să lucreze această bucurie în noi? 6. Rugăciunea pentru putere în vestirea Evangheliei spre lărgirea împărăției. Domnul Iisus Hristos le spune în versetul 16, eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână. Pentru că orice veți cere Tatăl, care orice veți cere Tatălui în numele meu să vă dea. Există două metode principale prin care proslăvim numele lui Dumnezeu. Prima este aducerea de rod printr-o viață creștină, într-o viață trăită plină de roada Duhului Sfânt. Roada aceea care este menționată în Galateni 5. Roada Duhului care este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri, spune Apostolul Pavel, nu există lege. O viață trăită din această rodire a Duhului Sfânt îl proslăvește pe Dumnezeu. Oamenii vor privi la o asemenea persoană care trăiește o asemenea viață și nu vor găsi explicație umană. Nu vor găsi explicație umană pentru un om care este pe patul morții și care cântă laudă și slavă la adresa lui Dumnezeu și este bucuros. Și vor cere o explicație pentru credința lui. Nu vor găsi explicație pentru omul care este lipit pământului, material vorbind, dar se consideră cel mai bogat om. Și spune lumii că el nu duce lipsă de nimic. Nu vor găsi o explicație pentru cei care sunt persecutați pentru credința lor, aruncați în pușcărie. Și proclamă lumii că ei sunt liberi în Hristos. Vor cere explicații din cauza acestui rod care îl produce Duhul Sfânt. Când credinciosul își trăiește viața în virtutea rodirii Duhului Sfânt, lumea din jur vede acest lucru și Tatăl nostru este proslăvit. Și la doilea rând, Tatăl nostru este proslăvit atunci când prin puterea Duhului Sfânt și prin lucrarea Duhului Sfânt vestim vestea bună, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, celor din jurul nostru și chemăm pe oameni la credință și la pocăință în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar aceste două lucruri merg mână în mână. Atunci când viața noastră este trăită în virtutea rodirii Duhului Sfânt, roada Duhului produce în noi
acest impuls de a vesti altora Evanghelia. Iar atunci când viața noastră este saturată de prezența Duhului Sfânt, acea vestire a Evangheliei este eficientă. Oamenii din jurul nostru văd Evanghelia trăită și aud Evanghelia vestită. Și zic, ceea ce oamenii aceștia spun, oamenii aceștia trăiesc. Când oamenii aceștia spun că în Iisus Hristos există bucurie deplină, eu pot să văd în viața lor că ei trăiesc o bucurie deplină. Când oamenii aceștia spun că Dumnezeu este dragoste, eu pot să văd că ei se iubesc unii pe alții așa cum Dumnezeu iubește. Atunci când viața este trăită după cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, plin de rodul Duhului Sfânt, și Evanghelia este vestită prin puterea Duhului Sfânt, aceste două proslăvesc în mod deosebit pe Tatăl nostru. Aceasta face vestirea eficientă datorită lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Iar noi suntem chemați ca să proslăvim pe Dumnezeu. Prin viața noastră trăită spre gloria Lui și prin a merge și a face ucenici din toată lumea. Începând cu cei din jurul nostru. Începând cu cei din familia noastră, începând cu vecinii noștri, cu cei de pretutindeni. Nu este exclus ca printre noi să fie chemați de Dumnezeu ca să meargă până la marginile pământului. Noi întotdeauna avem așa impresia asta că imperativele lui Dumnezeu cumva cele dificile, cel puțin, îi vizează pe alții. A, mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, asta vizează pe alții, știi? Asta vizează pe aia din Anglia, din America, din Canada. Nu. Poate Dumnezeu vrea să te trimită pe tine în Africa. Poate vrea să te trimită pe tine în America de Sud. Cine știe unde, da? De ce ar fi exclus ca Dumnezeu ca să vrea să lucreze prin tine ca și un instrument? De ce ar fi exclus că Dumnezeu ar vrea să te pregătească aici în biserica aceasta ca după aia să te trimită altundeva? Când este ultima dată? Când te-ai rugat în mod deschis, fără nicio restricție, fără nicio condiție. Doamne, fă ce vrei prin mine pentru lărgirea împărăției. Lucrează în viața mea, în familia mea, prin jobul meu, prin tot ceea ce mi-ai dat. Fără nicio condiție. Orice îmi spui, orice m-ar costa, oricât de greu ar fi. Roada care Dumnezeu o vrea de la noi este roada care vine printr-o viață trăită și prin Evanghelia vestită celor din jurul nostru. Și este această roadă care va rămâne și care va aduce glorie lui Dumnezeu. 7. Rugăciunea pentru perseverare. Rugăciunea pentru a rămâne în Hristos. Faptul că a rămâne în Hristos pentru mlădițele adevărate este ceva garantat. Nu înseamnă că este un automatism. Nu înseamnă că noi nu avem datoria ca să ne rugăm pentru acest aspect. Nu înseamnă că nu avem datoria să ne rugăm pentru alții, pentru ca cei de lângă noi să fie păstrați, să fie curățiți, să fie întăriți în credință. Rugăciunea pentru perseverarea noastră personală și rugăciunea pentru perseverarea celor din jurul nostru întotdeauna va fi bine primită de Dumnezeu. Rugăciunea care caută din ce în ce mai mult dependența noastră față de Hristos și ca cuvântul Lui să locuiască din belșug în noi, întotdeauna va fi bine primită de Dumnezeu. Există rugăciuni aduse de acei care sunt cu adevărat în Hristos, aduse de acei în care locuiește cuvântul lui Dumnezeu, care sunt după voia lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, care întotdeauna vor primi un răspuns afirmativ de la Dumnezeu. Asta este promisiunea Domnului Iisus Hristos. Ce este trist este că s-ar putea să ne încadrăm la acel cuvânt care spune că noi n-am primit pentru că n-am cerut. S-ar putea să ne încadrăm la o categorie de oameni care pretind că sunt în Hristos, dar când iau aceste feluri de rugăciuni enumerate în fața ochilor lor, spun, știi, astea nu mă prea interesează. Dacă îmi spuneai că pot cere orice mașină, orice sumă de bani,
Dacă îmi spunea că pot cere orice vindecare, eram foarte interesat. Aveam multe lucruri pentru care vreau să mă rog în seara aceasta. Dar perseverare, bucurie, dragoste frățească. Pentru cei care sunt cu adevărat în Hristos și pentru cei în care cuvântul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat, orice cerem care este în numele Lui și după cuvântul Lui va fi bine primit de Dumnezeul nostru și va găsi un răspuns afirmativ. Să avem curaj să mergem inclusiv în această seară înaintea lui Dumnezeu în baza promisiunii Domnului nostru Iisus Hristos și meritul jertfei Lui și să cerem lucrurile de care cu adevărat avem nevoie în viața noastră. Lucrurile duhovnicești, lucrurile spirituale, lucrurile care într-adevăr vor aduce bucuria noastră de plină. Lucrurile care ne vor face să perseverăm până la capăt în credință, în Hristos, ca la sfârșitul alergării noastre să avem bucuria de plină și veșnică în prezența Lui. Amin. Amin.